Povestea fabuloasă a castelului Peleș începe când principele Carol I, abia ales domn al României, se îndrăgostește de peisajele din Sinaia, ce era, la acea vreme, un mic sat de munte numit Podul Neagului. Este momentul în care decide construirea unui castel într-un loc retras și pitoresc, Piatra Arsă. Acesta vedea castelul Peleș ca sediul noii sale dinastii. Clădirea a devenit reședință de vară a familiei regale române și a fost gazda multor personalități ale vremii, de la scriitori, muzicieni, până la regi și regine. Cel mai important musafir a fost însuși Franz Joseph, împăratul Austro-Ungariei, care ar fi fost fascinat de frumusețea și bogăția castelului. Castelul Peleș a fost și martora unora dintre cele mai importante momente din istoria României. În sălile sale s-au ținut consiliile de coroană în 1914, când s-a hotărât neutralitatea României din Primul Război Mondial și 1925. Carol I vine la Sinaia prima oară la 5 august 1866. Era însoțit de Dimitrie Sturza, de doctor Carol Davila și de maiorul Fălcoianu. Plecase din București la 5 dimineața cu un poștalion tras de 8 cai și ajunge la Ploiești pe la 9. Este primit solemn de autorități. Urmează o oprire la Florești, la hanul doamnei Cantacuzino. Călătorește în condiții bune până la Comarnic, apoi pe un drum desfundat de ploi, agățat de pante, prin vadul Prahovei și ajunge la mănăstirea Sinaia la ora 19. Îl așteaptă o cină cu păstrăv, pui fript și mămăligă. Doarme la modestele chilii ale mănăstirii. Carol revine la Sinaia în august 1867, mai și august 1868 plus august 1870. Anul următor o aduce și pe Elizabeta, care găsește fermecătoare zona. Carol scria în 1872 către tatăl său: aerul aici e mereu răcoros și curat, așa că pe zi ce trece mi se întărește dorința de a începe cât mai repede construcția unei reședințe. Înainte de a alege Sinaia, se mai gândise și la mănăstirea Bistrița, care avea un arhaism aparte. Erau câteva impedimente precum depărtarea de București, dificultățile de aprovizionare, lipsa căilor de comunicație, plus că nu se putea construi o linie ferată de trafic intens care să treacă pe la Bistrița. Domnitorul se hotărăște asupra Văii Prahovei. În 1872, după tratative cu Dimitrie Ghica, președintele Eforiei Spitalelor, care era proprietar a terenului din jurul Sinaiei, cumpără 1000 de pogoane lângă mănăstire. Construcția începe în 1873. Așezarea pietrei de temelie s-a tot amânat din cauza alunecărilor de teren. O mulțime de izvoare subterane au trebuit captate printr-o serie de drenuri. De aceea au fost adus la Sinaia arhitectul profesor Wilhelm von Doderer, cel care construise complexul balnear de la Mehadia, în acea vreme la Austro-Ungaria. Ceremonia de așezare a pietrei de temelie s-a făcut la 10 august 1875, într-o duminică. Să se ridice acest castel și să fie terminat pentru a putea fi leagănul dinastiei mele, al dinastiei naționale, a declarat emoționat Carol I. Apoi își pune un șorț și împreună cu soția sa, cu mistria, așează tencuiala la piatra de temelie după cele 3 tradiționale lovituri de ciocan. Lângă piatră pune actul de fundație și actul de construcție, alături de câteva zeci de monede din aur de 20 de lei. Primele monede române cu chipul lui Carol I. În această frumoasă zi, muzica intonează imnul țării. Trupele prezintă armele, ovații răsună în toată valea de la mulțimea adunată. Fuseseră chemați cei mai buni arhitecți, ingineri, decoratori de la Viena, Mainz și alte orașe germane. Referitor la construcția efectivă a castelului, regina Elizabeta nota: italieni zidari, români pentru terasamente, țigani salahori, albanezi și greci lucrau în cariere, nemții și ungurii, dulgheri, turcii ardeau cărămida. Au fost maestri polonezi și cioplitori în piatră cehi. Francezii desenau, englezii măsurau, astfel că pe șantier se întâlneau sute de costume naționale și se vorbeau 14 limbi. Se cânta, se înjura și se certa în toate dialectele și pe toate tonurile. Era un amestec nostim și zgomotos de oameni, de cai, de boi și de bivoli. Cât despre rege, el era întotdeauna pe schelele cele mai înalte și dirija în persoană lucrările. Nu îndrăznesc să spun că măsuiam și eu din când în când, dar numai de plăcere că mă făcusem bine de o boală de picioare și că mă puteam sluji cu ele și mă coboram repede pentru ca să pot sta de vorbă cu bătrânul meu prieten Peleșul. Șantierul a avut chiar și 400 de lucrători, fiind alături de podul de la Cernavodă, cel mai important din vechiul regat. Cei mai mulți lucrători, mai ales zidari și dulgheri, erau români. Cele mai multe materiale de construcții au fost achiziționate de pe domeniile românești, de pildă, zidăria de la carierele Piatra Arsă și Lunca Mare.
mare, piatra verde de la Slăni, lemnul din pădurile suveranului, iar cărămizile erau arse pe șantier. Fundația a costat 400.000 de lei. Pe 7 octombrie 1883, castelul, în formă de șalet, e terminat și Carol oferă un prânz de gală toastând cu vin românesc, în onoarea și pentru fericirea României. Peleșul a costat 6,5 milioane de lei aur în prima etapă, iar până la finalizare, în total 16 milioane de lei. Banii au provenit din caseta particulară a regelui. Ar fi fost mult mai mulți bani dacă suveranul ar fi acceptat vreunul din cele 3 proiecte prezentate de Wilhelm von Doderer. Bugetul nu era pe măsura proiectului, de aceea a recurs la Johannes Schulz, care până în 1883 a fost diriginte de șantier și care a înălțat un șalet în stilul neorenașterii germane, pe placul și ținând cont de posibilitățile beneficiarului. Munca va fi preluată după 1890 de Karel Liman și Lecomte Dunou, primul fiind arhitectul șef al casei regale după 1896. El începe construcția la Pelișor, grajdurile regale de la Furnica, la Economat și corpul de gardă. În final, peleșul va ocupa 3200 de metri pătrați, având 160 de camere. Cu îmbunătățirile aduse după război, va fi unul dintre cele mai coerente ansambluri de Art Nouveau din Europa. În decorarea interioară, Carol a dorit să îmbine modernul cu vechiul. De pildă, a păstrat șemineele, deși încălzirea se făcea prin intermediul caloriferelor. Toate instalațiile erau cele mai moderne. O firmă vieneză a instalat un ascensor, iar în decembrie 1883 o sonerie electrică. Aproape toate camerele aveau butoane, de la marele mareșal la servitor. În octombrie 1885, peleșul este echipat cu 3 posturi telefonice care stabileau legătura cu Gara Sinaia, oficiul poștal Sinaia și cu București. Instalația electrică este pusă de o firmă germană și una austriacă, iar uzina de energie este întreținută de Societatea Electrică din București, care oferă și personalul tehnic auxiliar. Carol I comandă 2 monografii pentru a face cunoscute minunățile palatului și ambele apar în 1883. Una era în germană și vestea publicului vorbitor, în acea limbă, marea realizare din Carpați, iar cea de-a doua era în franceză și se adresa în special elitelor românești și sublinia superioritatea artei germane față de cea franceză. Peleșul e o construcție somptuoasă, inspirată de renașterea germană, cu o mare bogăție de forme și decorațiuni. E o reședință regală care rivalizează ca frumusețele cu castelul Miramar de lângă Trieste, de pe țărmul Adriaticii. Ferestrele mari acoperite cu vitralii splendide, apărate de elegantele zăbrele din fier, galeriile încărcate vara cu flori și verdeață, acoperișul înalt și înclinat, sfredelit de fel de fel de ferestruici și ochiuri înguste, totul înconjurat în 3 părți de un parc feeric cu 7 trease în amfiteatru, ansamblul fiind o îmbinare de modern și clasic, monumental și fantezism. Aceste elemente au un parfum rustic și atrăgător. Lemnul este utilizat cu generozitate, din acest material fiind părțile principale ale castelului, pridvoarele care leagă din stâlp în stâlp, trupurile de căpetenie ale clădirii, galeriile zvelte atârnate de niște punți la etajele turnurilor și turnulețelor, grinzile care se vădesc în ziduri. Impresia de armonie simplă e pregnantă. Reședința regală din Munții Bucegii e castel prin arhitectură, vilă prin situație și muzeu prin comorile artistice pe care le adăpostește, iar totul este sub pecetea unui singur om, Carol I.